prvi, da spomenem. Šta poj... No, hajde, kad možemo da počnemo. Ajde, da popačem tota. Bono zelo, če sam da prate iće? On se ne zna. Nije postavili kad on kat. On sad hitra tat. Da. Ajde, kad te varen, nije te vod tako laka, posebili kanal, kanal je šinat. Targa, skorte targa. Da, sad punim popačen. Pe targa. Nu-i sigur că așa l-ai găsit? Am înțeles, păi l-am pus pe targă, dar... De... Salut! Uite, făceam rolpi cu băiatul Ișina, nu reacționează, nu face nimic. I-am zis... Eu îți scălpun pe targă și... Bro, mulți? Bro, tu șase, mă șase? Cine a făcut apelul? Tu ai făcut apelul? Da. A, de șase, mă șase? Probabil să fie AFK. Mhm. O să dau un kick pentru a făcut un public. Da, 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 mersi. Ciao, ciao. Asta 15, 11. Easy. De? Să mai întâmplă să mai stai și Africa. Asta e. Să mai întâmplă, nu trebuie să zicem ce nu știu ce. Da, am mereu la următorul, guys. Să nu uitați de butonul de like și subscribe. Dacă sunteți noi pe canal, pasta 5 pe 10 1. 4 pe 10 1. Am înțeles. Nu mai zic nimic. Hai tata după el. Mamă, dar asta o să-l pun la funny momente, să nu ne arătă acolo un videoclip. Nu știu ce am apăsat de... Asta e mașină răsonată, cred că o să am nevoie de un smurt. Gen. În gen, cred că voi avea nevoie de un smurt, dar vedem că ne ajungem acolo. Gen, al doilea apel s-a luat. Scoatem de acolo. Hai, let's go. E posibil în celelalte videoclipuri să nu fi vorbit așa, să nu fi făcut. Mă, cât accident. Că... Am înțeles. De. Că... Cine dracu mi-a putut da mie permisul? Aluneca, aluneca. Să nu conduceți așa când aluneca, că e nevoleală, zic, nu? Am rulat frumos, deci nu e de... Am înțeles, ala cu Dacia, mare drift.
Hai să vedem ce s-a întâmplat aici, dacă e afară pacientul, dacă nu e... Na, e pasul data trecută să nu fiu vorbit cine știe ce. Na, vedeți voi că mai sunt și pe centrea, când mai dau pesile și mie și mai departe. Și... am dat un pic bara. Mă o să o repar după. Ce să mai... ar trebui să o repar acum, dar las așa. Am înțeles. Ok. Păi, ale tractor, tata. Hai să vedem. Bună ziua, ce s-a întâmplat aici? Bună ziua. Nimic, doar un mic accident, din păcate. Dumneavoastră ați făcut accidentul, să mă gândesc, nu? Da, da. Ok. A intrat unul cu tirul în el. Am înțeles. Pentru mașină va trebui să chem mecanicii și va avea nevoie de îngrijiri medicale, să înțeleg, nu? Cum te simți? Nu, nu. Cum... sunt bine, doar am amețit puțin, dar mi-am înțeles. Bine, atunci. Atunci, ca să-ți pună mașina înapoi pe picioare, e un mecanic de preferat, știi? Da, da. Ok, de faină. La fel. Salut. Ciao, ciao. Hai să repar și-o vehiculul. Da, după aia pe stață. Dacă am deschis și energizantul. 408. 10.95, 5.50, 7.6 spilbox. Pentru așa ceva, guys, ca să știți. Am înțeles. Trebuie să vină tractările. What the fuck is that? Ce este spirul? Asta 15 ore. Salut, ce s-a întâmplat aici? Domnule, am avut un accident, domnule. Am înțeles, am văzut de acolo, de pe strada cealaltă. Cum, cum vă simțiți? Eu mă simt bine, domnul. Domnul, ok. Bună ziua, mă auziți? Ce fel, am simt bine. Mă auziți? Du-te, domnul, mai încolo. Îl ajut să stea jos? Las, că-l ajut eu. Mă auziți? Cum vă simțiți? Ce s-a întâmplat de fapt? Am intrat în el, domnul, efectiv, am dat cu spatele aici și... Vă puteți mișca? Da, pot să mișc, dar nu prea simt piciorul drept. Am înțeles, hai, te ajut să te dai jos. O să trebuiască să vii după mine, cu mine la spital. Cred că mai vine o ambulanță, dar am tumat eu înainte. Eu am... Stai să scot arca. Scoate targa. Băi, e nebun. Ok, haideți să vă ajut să vă puneți. Domnul de lângă el, care a fost în mașină, dumneavoastră aveți nevoie de îngrijiri medicale? Da, domnule. Hai, la care îi dau banii pe asigurare? Facem un felul următor. Eu o să mă duc la... Haideți, domnule. Cine are mașina să vină în coca, să-i dau banii pe asigurare. Apa, eu pe targa s-o dat chestia. O să dai la dâns, că o să chem încă un echipaj aici. Ia să... Nu știu cu mașina ce facem acolo, tu nu poți să lăsa acolo să văd. Mă, o să vine cineva de la tractor, știi? Poftem? Chiam ajută vă prindu-te. Acolo ai putea să chem tu. Eu mă... Îl duc pe colegul la asta, pe colegul pe domnul. Și atât că o să-l chem și pentru tine, ambulanța. Crezi că o să-ți pun o arteră la picior.
Ok. La 115, 10, 7, 8, la 10, 20. Dacă vă rog. Aici 40 plus, 45 plus 1, 10, 1. 10, 4. O să vine cineva la tine acum. Așteaptă 2 minute, mă duc cu prietenul tău la spital repede. Și să scriu de accident, știi? Adică stai că o să stau aici până vine. Salut, colegul. Accident ușor de mașină, pe prietenul lui îl duc acum la spital și este nevoie de îngrijire medicală pentru domnul. A avut accident de mașină. Dacă îngrijire medicală se prezintă la spital pentru internare, nu? Păi acum a făcut accidentul de față. Ce vă doare domnul? M-a lovit grav la cablul ăla. I-am tras eu ușa, s-a deschis ușa, adică... Da. Puteți să-l duceți la spital? Da, bineînțeles. Hai că... Uitați-vă în spate, domnul. Colegul, vă-și locul, da. 15, 10, 9, 5, conștient, 10, 7, 6, pillbox. Bă, stai că să vă zic în vârful tău, de când ăsta acum un medic. Tot felul de apeluri, tot felul, știi? De-aia tot meditez și nu, vă pun și vă o să vedeți, adică vorba mic de amuzament, câteodată chiar serios. Adică serios bine. Am înțeles, să prădesc pentru targa aia, Doamne iartă-mă. Ok. Da, s-a înțeles, a dus băiatul meu peste tot, a? Da, bună ziua, ce s-a întâmplat? Bună ziua, păi eram pe autostradă și când s-a venit cu o viteză de... A, înțeles. Și cam, nu știu, cred că a crezut că are avion în loc de mașină, știți? Și cam de acolo a ajuns pe acolo. A, ah, deci ai mașina... Mașina lui. Și m-am gândit, l-am văzut și m-am gândit. Uite, omul de viitor, am așa. Ok. Da, trebuie să duc neapărat la spital. Da, vă dați seama, deci dacă... Mă duc să pregătesc și eu asta. Nu, mersi. Cred că s-a dus cu 400. Pregătește targa. Cum doriți? Da. Hai să pun. Să se pună pe... Hai că e targa. E normal, trebuie să fie tânsă pe targa. Da, mersi că ai făcut apel, la revedere. Ambulanță... Pune... Mecanic, iese câteodată când te postă. Ce închide ușile. Da, româna, ce zic? Ioi, Dumnezeu! Tot așa se întâmplă mereu. Hai să închidem și noi ușile. Pardon. 4, 15, 10, mă știu ce conștient, 10, 7, 6, pillbox. Accident rutier. Normal, de cât am înțeles, nu știu dacă e adevărat, să-mi scrii și mie acolo, ori mă rog pe Discord, că nu prea vă place să apăsați butonul ăla de like, eh?
nebunilor, v-am prins de fiecare dată, bă. Ce vreau să zic. Nu, da, să dați și voi un share acolo, să mă ajutați și pe mine. Gen, asta e medici în acțiune, viața în medici, înțelegeți voi. Așa că, let's go. Hai să rupem și noi butonul ăla de like. Nu știu acest episod când se va posta. Că sunt mai multe, posibil să vedeți deja momentul de pe live. Deci, da, de pe live-ul de pe Twitch. Apropo, vreau să fac un anunț, vă aștept și pe canalul de Twitch. Gen, pe canalul de YouTube îl vei ține din nou în putere, mamă, în putere cu episoade. Și pe canalul de Twitch o să fac live-uri de luni până posibil și sâmbătă să fac, gen câteva două ore mai mult. Vedem cum am și eu, ok? Vedem cum... No, probabil posibil unul dintre voi v-ați plictisit deja cu faza că... A, păi numai asta postez. Păi da, pentru că deja sunt într-o facțiune și mult timp nu am, gen. Am zis și pe live-uri, băi, mă scuzați că mă așteptați la un roleplay sau așa mai departe. Uite, îmi termin turle, îmi termin punctajul, un exemplu. Și de acolo ies de pe server, mă joc alte jocuri sau editez film, să le-și filmez. Știi? Eu nu vă supărați așa de rău pe mine, că până la urmă pentru mine fac chestia aia, în primul rând fac și pentru voi să mai vedeți și voi una alta. Da. Sperăm să ajungă. Apropo, am făcut suma de 16.000 de follow-uri pe Twitch. Așa că vă aștept și pe acolo. Hai că am ajuns cu pacientul. Deschidem ușa. Ma. O să chemăm și smurtul dacă e accident rutier și mai departe. Dacă nu e jos, de afară de mașină, ceea ce ar fi, cred că imposibil, o să am nevoie și de colegii smurt, dar acum o să vedem. După să mă duc să alimentez și eu, cam de fiecare dată. Bă, era o chestie ca în regulament, gen cu primire de bani de la pacienți. Bă, n-am primit niciodată, să fiu sincer. Dar nici nu am nevoie. Dar schema care e? Gen, apropo, să vorbim serios, bă. Să nu dați. Să nu dați pentru că oricum se va face orice. Și se va... Mă rog, să v-ați deschideți timp pe chestia aia și o să te explic, o să te explic. Și dacă tu tot începi să dai banii înapoi, cum am auzit de la cineva că s-a întâmplat, nu. Aoleu, ăsta e inconștient. Hai, oprim și noi pe aici. Am înțeles, stai să deschid și asta. Gen, dacă e singur, poate să cheme ambulanța. Cine a sunat aici, da, în fin. Targa. Poți să faci mai mult, da, gen, dacă faci mai multe... Dacă mă auzi, rezistă. În ambulanță, pune... La targă. Este 8, 10, 1. Let's go. Nu știu dacă a făcut tot asta apelul.
mă rog. Paste 15, 10, 95, coșen, 10, 7, 6, pillbox. Da? Asta, eu mă ajung cu un echipaj acolo. Vine cineva, e... vine cineva acum. Mulțumesc, vine mulțumesc. Cineva. No, hai să mergem cu el. Păi stai un pic, că e în porta, sper să nu-l... Stai un pic, se scrie la băiat. Ah, merge direct el, bun. Am crezut că ne-am luat după cum scrie acolo, știți voi, v-ați văzut pe chat. Da, nu. Băgăm și noi celelalte. Așa. Hai cu pacientul inconștient. Mare accident rutier. N-am înțeles, mare. O picată pe motoretă. Se mai întâmplă. Ce să zic? Apropo, băieți, care vă uitați la acest episod, să nu... Băi, dacă puteți să auziți sirena, sirenele de la poliție, medici, nu vă pune să mergeți pe ei sau să îi blocați în așa fel încât să nu mai poate să mai conducă, știi? E troll, frate, și e păcat să ce se întâmplă ceva, totuși. Uite, bă, mai încolo. Oh. Salut, pe accident rutier cu motoreta, e inconștient. E pus ceva, scule cervical. Da, 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 i-am pus gulorul cervical și masca de oxigen, dacă mă duc scos, o dau ție și îți dau pacientul ție. Poftim. Are masca pe... Casca, are casca pe cap, mult succes! De unde deschis tu? Bă, a, ăla e în altă parte. Bun, hai să vedem. Asta e din port, am nevoie de ambulanță. A, s-a dus. Păi, nebunul e. Vezi unul de asta, și mecheraș de asta. Dacă îi spui câte una, că accidentul rutier am nevoie de un echipaj.